Tot în spate a fost Zebici. Din nou Biai, fără elan, Negru strânge în centru și degajează de acolo, undeva la mijlocul terenului, la Chițu. La Chițu, care s-a transformat mult în bine. Este clar. Să-l vedem pe Bauza. Bauza pasă pentru Chițu, care în poziție bună. Chițu, Chițu! 1-0 Craiova! Al 9-lea gol marcat de Chițu în acest campionat. Și să nu uităm că anul trecut a stat așa aproape jumătate de sezon, în perioada în care Craiova a avut interdicție la transferuri. Bauza a dat o pasă foarte bună. Sigur că se verifică faza, pentru că și mie mi s-a părut puțin la limită. 9 goluri marcate de Chițu în cel mai bun sezon al carierei în România. A marcat 11 la Viitorul. E foarte important de stabilit momentul în care pleacă mingea din piciorul lui Bauza. Pleacă cum pleacă, Chițu stă bine. 9 goluri. Interesant este că o transformare în bine a lui Chițu a avut loc în acest an. Chițu a marcat 9 goluri cu acesta. 8 din 9 au fost înscrise din februarie până azi. Până în februarie Chițu marcase un singur gol. Un gol. E frustrant, da, e prima ocazie. S-a reluat jocul, deci nu e niciun semn de întrebare acolo. Offside. Semn de întrebare este, da. S-a răspuns la întrebare.